Luptătorii de K1 sunt motivați și dornici de a face spectacol în ring la Gala KOK, ce va avea loc în această sâmbătă la sala polivalentă din capitală. Sportivii au efectuat cântarul oficial, contrându-se în duelul privirilor. Cea mai așteptată confruntare a galei va fi cea dintre compatriotul nostru Cristian Dorel și reprezentantul Olandei Jonzinho Abena în categoria de greutate de până la 71 de kilograme. Moldoveanul nostru a refuzat să dea declarații înaintea luptei. Pe de altă parte, olandezul este încrezut în propriile forțe și a declarat că este mai puternic decât oponentul său. He's a very good fighter and he's fought many times in KOK, so I think he's a good fighter, but I'm ready, man, so let's do this. I don't have a strong side, I'm just a fighter and I just want to win and I do everything to win. I don't have a right hand, left jab, knee, I don't have that, I just want to win. Și el își dorește și noi ne dorim să ia această centură. Și la anul vom vedea în categoria 77, vrea să repete un record care este arătat de mulți luptători în MMA, cum Conor McGregor. În categoria de peste 93 de kg, Maxim Bolotov se va duela cu rusul Khabib Ibragimov. Надо хорошо закончить этот спортивный год. Конечно, вначале он начался не совсем удачно для меня, даже очень. И, конечно, хочу удачно закончить с победой в этом году. Stanislav Reniță se va duela cu Conor McGregor de Moldova, Dumitru Sârbu, în categoria de până la 65 de kilograme. Sunt pregătit, am muncit pentru asta zi de zi, pentru lupta aceasta. Lupta asta se preconiza mai devreme, însă s-a constatat să luptăm acum, sunt gata și sâmbătă deja mai voi sărui să arăt o luptă cât mai frumoasă și să obțin de sigur victorie. După o perioadă lungă de timp în care a absentat din sportul de performanță, Maxim Răileanu revine la rampă. Moldoveanul a vorbit despre adversarul său, românul Petrică Purgaru. Este interesant, adversarul e stângaci de box, vine din box, practic își ca unul și sper să facem o luptă frumoasă și spectaculoasă. În premieră la Gala KOK de la Chișinău vor fi trei confruntări feminine. Într-una din ele, moldoveanca Nadejda Canțâr o va avea în față pe Daria Puntus din Rusia. Aștept victorie și o luptă fără traume. Îmi doresc principalul să ajungă ziua pe 9 decembrie cu bine și desigur doresc tuturor participanților și mie lupte fără traume și desigur locul întâi. Gala KOK este organizată de către Asociația AFEA. În cadrul acesteia sunt programate 15 lupte.